Ca șocant în capitală, un polițist aflat în prima sa zi de muncă pe teren și a pierdut încărcătorul cu 15 gloanțe ale pistolului. Totul s-a petrecut în noaptea trecută atunci când tânărul polițist încadrat la secția 12 și ieșit din tură. Atunci a realizat că îi lipsește încărcătorul în care se afla muniția de rezervă. Acum colegii lui trebuie să-l ajute să-l recupereze. De asemenea și poliția capitale a declanșat o anchetă.